Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Iată pentru început principalele evenimente ale Observatorului de astăzi. Doi polițiști și un bărbat au fost răniți într-un accident care a avut loc pe Dealul Negru. Mașina în care se aflau oamenii legii, dar și bărbatul, s-a lovit frontal de un tir. Bătrâna mușcată de lup se simte bine și va fi externată cât de curând. Prefectul județului este însă îngrijorat de faptul că în Argeș au fost declarate focare de rabie, atât la Mălurent, dar și la Micești. Partidele politice întocmesc liste cu candidați pentru alegerile europarlamentare din luna mai. Sunt căutate persoane cu notorietate și cu o bogată activitate profesională. Doi polițiști și un bărbat au fost răniți într-un accident care a avut loc în această dimineață pe Dealul Negru. Oamenii legii transportau bărbatul pentru o expertiză la Institutul Mina Minoviș din capitală, dar s-au lovit frontal de un tir. Detalii are colegul meu, Costi Ivașcu. Bun găsit, bine, accidentul a avut loc la primele ore ale dimineții în comuna argeșană Morărești. Doi polițiști din Râmnicu-Vâlcea transportau către Institutul de Medicină Legală Mina Minoviș din capitală o persoană pentru a fi expertizată. La un moment dat, mașina în care aceștia se aflau s-a lovit frontal de un tir. Deocamdată nu se cunosc cauzele producerii acestui accident. Cert este că polițiștii argeșeni fac în continuare cercetări pentru a se stabili cu exactitate cine se face vinovat de producerea acestui eveniment. Cele trei persoane din mașina poliției au fost transportate la Spitalul Județean Argeș. Nu au fost rănite foarte grav, dar au primit îngrijirile necesare. Trebuie să vă mai spun că circulația în zonă a fost restricționată pentru câteva zeci de minute, timp în care cele două mașini au fost îndepărtate de pe șosea. Bătrâna mușcată de lup se simte foarte bine și va fi externată cât de curând. Animalul, care s-a dovedit a fi turbat, a fost prins și ucis de autorități și în zona au fost instituite măsuri speciale. Același lucru s-a întâmplat și la Micești, acolo unde o vulpe a fost diagnosticată cu rabie. Prefectul județului este deja îngrijorat de această situație. Și la Mălurent, dar și în comuna Micești, au fost luate toate măsurile de siguranță în caz de turbare. Animalele bolnave au fost prinse și ucise de autorități. S-au luat toate măsurile și evident că am în ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor s-au discutat două teme, atât situația cu lupul din fondul cinegetic 10 Mălureni Jderu, este un fond cinegetic privat, cât și mai este o vulpe care din zona Micești, din fondul cinegetic 28 Dârmănești, aparține fondului cinegetic administrat de AJVPS. Cele două cazuri destul de recente, dar și evenimentele de anul trecut, l-au determinat pe prefect să convoace o ședință de urgență. Soare dorește ca autoritățile să facă tot posibilul pentru evitarea unor astfel de cazuri pe viitor. Am luat hotărârea ca miercuri la ora 12 să fie convocați toți administratorii fondurilor cinegetice, conducerea direcției silvice, a ITRSV-ului, de la DSV, DSP și ISU, pentru a împreună a gândi un plan de măsuri pentru ca astfel de evenimente să nu se mai întâmple și, evident, să mergem foarte mult pe prevenție. Numai anul trecut în județul nostru s-au înregistrat câteva zeci de cazuri de turbare la animalele sălbatice. Au fost și câteva persoane mușcate, dar în urma tratamentului acestea se află în afara oricărui pericol. Jandarmii au făcut bilanțul, au avut mii de misiuni în 2013 pe care le-au rezolvat cu brio. Au avut însă și incidente, iar câțiva jandarmi au fost sancționați. Aceeași soartă a avut-o și jandarmul ce și-a pierdut pistolul pe stradă într-o misiune. Faptele antisociale au crescut în 2013 față de 2012. Nu cu foarte mult, dar dacă acum 2 ani erau 70 de infracțiuni, anul trecut au fost 97. Bineînțeles, vorbim de faptele constatate doar de jandarmi. În perioada analizată au fost constatate independent un număr de 97 de fapte de natură penală, fiind depistați 95 de făptuitori față de 70 de fapte de natură penală cu 78 de făptuitori identificați în anul 2012. Au fost instrumentate 67 de dosare cu documente de constatare a faptelor de natură penală, mai mult cu 7 față de anul 2012. Aproape 11.000 de misiuni au avut jandarmii argeșeni, toate s-au încheiat cu brio. Au fost însă și câteva incidente și toată lumea își amintește de jandarmul care și-a pierdut pistolul. Ei bine, acesta a fost sancționat de superiori. În urma judecării în Consiliu, având în vedere gravitatea abaterilor, nu s-a pus problema. Au fost altă gamă de sancțiuni care s-a aplicat, în speță amânare în grad,
mustrării. Jandarmii argeșeni au avut misiuni în care au colaborat și cu alte instituții ale statului. Parchetul, DICOT-ul, BCCOA-ul, Direcția Silvică sau Salvamont Argeș sunt doar câteva dintre acestea. Numai în colaborare cu Salvamontul, jandarmii montani au participat la 19 acțiuni de salvare și evacuare de persoane. Aproape 100 de persoane au venit la sfârșitul săptămânii în fața prefecturii pentru a-și arăta susținerea față de ofițerul Dănuț Dinu, cel care a fost schimbat din funcția de purtător de cuvânt al poliției. Cei care au participat la acest meeting au hotărât să se întâlnească săptămânal pentru a-și manifesta nemulțumirea față de această decizie. Persoanele prezente în piața Vasile Milea au criticat schimbarea lui Dănuț Dinu din funcția de purtător de cuvânt al poliției. Protestatarii au reclamat faptul că polițistul are, ca oricare altul dintre noi, dreptul la opinie. Modul nostru de protest este tăcerea, pentru că am remarcat că în Pitești, dacă taci, dacă spui ceea ce gândești, ești sancționat. Deci noi am ales să tăcem și în felul acesta să arătăm că apărăm dreptul la liberă exprimare. Credeți că se va schimba ceva după acest protest? Așteptăm să vedem minunile. Vom veni în fiecare weekend până ne vom face auziți. În fiecare weekend ne vom întâlni aici în același protest de tăcere. Sper ca cineva să se sesizeze. Este o bodniță pusă presei pentru exprimarea liberului păreri și nu e bine, pentru că s-a luptat în decembrie, au murit mulți pentru libertate, pentru libertatea cuvântului și pentru ca într-o țară liberă și democrată să poți să se spui liber și cinstit tot ceea ce vezi și ce gândești. Altfel, democrația nu are niciun sens. Printre cei care au venit să-și exprime solidaritatea față de Dănuț Dinu s-a numărat și Vali Porcișteanu, cunoscutul campion de automobilism. În urma colaborării pe care avem cu Poliția Română, ne cunoaștem de foarte mult timp pentru că am desfășurat diverse acțiuni împreună și din acest motiv sunt prezent și eu astăzi aici. Ai vreun mesaj în mod anume pentru el? Să fie tare în continuare și personal din... Ce știu că s-a întâmplat, nu cred că a greșit foarte tare, pentru că fiecare avem dreptul la opinie publică și rămâne de văzut ce se va întâmpla. La final, după o oră de protest, fără scandări și fără vreun banner afișat, organizatorii au anunțat că vor face meeting în fiecare weekend în semn de solidaritate cu polițistul Dănuț Dinu. Cea mai mare provocare pentru clasa politică în acest an va fi aceea de a aduce oamenii la vot din nou. Astfel, pentru alegerile europarlamentare din luna mai, principalele partide politice caută să întocmească liste cu candidați cât mai atractive, persoane cu notorietate și cu o bogată activitate profesională. Pentru Social-Democrația Argeșeni, lista de înscrieri este deschisă. Nu orice candidatură însă poate însemna și un loc sigur pe lista finală cu cei 32 de parlamentari europeni. Din Argeș, cine dorește să înscrie, ca să vorbi foarte clar, se poate înscrie. Nu cred că există vreo restricție. Problema se va pune că acolo, la criteriile de judecată, sunt lucruri care depind foarte mult de vizibilitatea națională a persoanei respective, anvergura profesională, de care trebuie să se țină cont și, bineînțeles, activitatea politică în cadrul partidului respectiv. În funcție de modul în care se va candida, separator în alianță, partidele își vor configura structura listei cu persoanele doritoare să ocupe un loc de parlamentar european. Numărul maxim de persoane înscrise pe listă va fi de 37, asta deoarece pe lângă cei 32 de candidați, conform procedurilor electorale, li se vor arătura și membrii de rezervă. Cum niciun partid nu poate să obțină majoritate, bătălia se va da pe ocuparea uneia dintre pozițiile fruntașe pe listă. Probabil o să fie o listă cu 35-37 de candidați, dar dacă mergem ca PSD singur, noi ne gândim undeva să avem o listă de 15 candidați care să fie, să spunem, cu șanse mari de a fi aleși. Dacă se va face o listă comună, lucrurile atunci se complică și mai mult. Liderul PSD Argeș consideră că prezența la urne nu va fi mai mare de 30%, condiții în care USR și-ar putea păstra procentul zdrobitor din alegerile parlamentare de anul trecut. Nicolescu admite că cea mai mare provocare va fi aceea de a aduce oamenii la vot, dat fiind faptul că mesajele pe teme europene sunt total diferite de cele avute în vedere în alegerile locale sau parlamentare. USL a decis organizarea referendumului pentru modificarea Constituției odată cu europarlamentarele. Consultarea populară urmând să aibă loc timp de 2 zile. Datele pentru alegerile europarlamentare și referendum vor fi cel mai probabil 24 și 25 mai, iar pentru alegerile prezidențiale 9 noiembrie.
La prima ședință din acest an, în cadrul USL, s-a luat decizia ca alegerile europarlamentare din acest an să fie cuplate cu organizarea unui referendum național privind validarea noii Constituții. Dacă noua Constituție va fi validată, atunci poate fi reluat și procesul de regionalizare blocat în acest moment. Cele două evenimente vor fi cuplate în luna mai, consultarea populară urmând să aibă loc timp de două zile, cu prag de validare de 50%. Astfel, legea electorală ar urma să fie modificată în așa fel încât, la următorul scrutin pentru Parlament, adică în anul 2016, să se revină la votul pe liste de partid. Această modificare se va petrece numai în cazul Camerei Deputaților, pentru Senat, urmând să fie păstrat sistemul de vot uninominal. De asemenea, USL au hotărât ca, în viitoarea legislatură, Camera să aibă maxim 300 de parlamentari. USL a luat și decizia ca primul tur al alegerilor prezidențiale din acest an să se desfășoare cu 45 de zile înainte de expirarea mandatului președintelui în exercițiu Traian Băsescu, mandat care are expirat pe 21 decembrie. Prezidențialele ar urma să fie organizate la începutul lunii noiembrie, cu un prim tur pe 2 sau 9 noiembrie. Galbenverzii vor face cantonamentul montan la Poiana Brașov și nu la Sinaia față de alți ani. De asemenea, în cel mai scurt timp, oficialii echipei doresc să se lămurească lucrurile și în privința lotului de jucători. CS Mioveni își desfășoară pregătirea specifică perioadei în localitate până pe data de 20 ianuarie. Cantonamentul montan se va desfășura de această dată în Poiana Brașov, spune Dumitru Olteanu, președintele Consiliului Director de la CS Mioveni. Până pe data de 20 se va pregăti aici în localitate, iar de pe 20 până pe 31 ianuarie vor merge într-un cantonament la Poiana Brașov. După aceea vor reveni în localitate și vor urma meciul de pregătire până la începerea campionatului. Suntem în discuții cu 5-6 jucători. Sper ca în câteva zile să rezolvăm aceste transferuri și atunci vă pot da și nume. Deocamdată nu. Despre plecări? Este posibil să plece câțiva jucători, probabil împrumutați, vom vedea. Până la plecarea în cantonamentul montan, oficialii din Mioveni speră ca și transferurile pe care le au în acest moment în discuții să se concretizeze. Antrenorul celor de la BCMU Pitești este mulțumit de jocul bun prestat de echipă și implicit de calificarea obținută în faza finală a Cupei României. Antrenorul din Trivale speră ca și în campionatele visei să facă jocuri ca cel de la Cluj. Piteșenii nu vor avea prea multe clipe de răgaz, mai ales că vin și jocurile din returul Ligii Naționale. Evoluția bună și cele două victorii cu Mobitelco Cluj nu l-au surprins pe antrenorului BCMU. Cred că am făcut un meci foarte bun, în deplasare pentru noi și am meritat victoria în această seară. Sunt foarte mulțumit de modul în care am evoluat și de faptul că am jucat ca o echipă adevărată și cred că din acest motiv ne-am și impus. Și aș vrea să-mi felicit jucătorii pentru că au depus un efort considerabil și ar fi nedrept să menționez vreunul dintre ei. Cu toții ca o echipă au jucat foarte bine. Ținând cont de faptul că obiectivul cel mai important al echipei este intrarea în play-off-ul Ligii Naționale de Basket Masculin, antrenorul piteștenilor speră într-o partidă bună și la Timișoara, în cea de duminică cu echipa locală Basket Club. În următoarele 24 de ore, vremea va continua să fie caldă pentru această perioadă în județul Argeș. Cerul va fi însă parțial noros și pe alocuri vor fi posibile precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie. Vântul va sufla moderat cu unele intensificări în zona montană înaltă, iar presiunea atmosferică va avea tendințe de ușoară și treptată scădere. În cursul nopții, izolat se va semna la ceață, iar pe alocuri vor fi condiții de producere a poleiului. Valorile termice minime la nivelul județului vor fi cuprinse în general între minus 5 și 0 grade Celsius, iar maximele vor varia în intervalul 6-11 grade Celsius. Doamnelor, domnilor, aici se încheie știrile locale de astăzi. Sunt Simona Pomazan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!